Aproape 2000 de oameni au participat luni, 26 decembrie, la concertul de colinde Hristos se naște, slăviți-l. Au urcat pe scenă mai multe grupuri vocale, printre care grupul vocal tradițional al lui Ștefan Noioșteni, ansamblul Flori Vicovene, dar și grupuri ale școlilor și bisericilor din orașul Vicovu de Sus. Masa plină în tot anul, florile tale. Așa să-ți ajute Domnul, flor de mărunt, merișorul. Bună seara! S-a născut Rege Sfânt. Ce noapte sfântă, ce minunată, e o minune în Israel. Îngerii cântă, steaua se arată, se naște Iisus Emanuel. Vă spun bună seara și bine ați venit, ați avut plăcere să veniți la cea de-a doua ediție a concursului, să zic eu, a concertului de colinde Hristos se naște, slăviți-l. Vă mulțumesc tuturor care ați avut plăcere și ați venit. Este cel mai frumos moment, cel mai prielnic de a fi împreună și de a îl slăvi pe cel ce s-a născut în Eslea Betleemului, cel ce a dus pacea în lume, cel ce a adus bucuria. Și în momente ca acestea, creștinii de pretutindeni, de pe întreg globul pământesc, îi cântă, îi dau slavă și asta facem și noi astăzi aici și cred că facem bine. Vă mulțumesc tuturor cultelor, tuturor participanților care ați avut plăcere și ați venit aici să îl slăvim pe Hristos. Nu pot decât să vă urez în continuare sărbători fericite și zic ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă doresc un an nou binecuvântat, cu pace și liniște, atât la noi în România, cât și peste graniță în Ucraina, să dea Dumnezeu să vină pacea și liniștea pe acest pământ.